Urmează-ți Vitorina, cum e? Aolo, da? Da. Ok, mă bucur. O să joc pe Arena Mare, asta e bine. Abia aștept. Abia aștept. Bravo. Da. Mă bucur mult că am reușit să câștig și să ajung să... Să mă calific în turul al treilea, este în premieră pentru mine și sper să fie un meci bun mine și să dau exact ca și astăzi tot cea mai bun. Mă bucur mult pentru reușită și pentru faptul că am reușit să joc bine și să mențin jocul și emoțiile. La final a fost foarte, foarte greu și complicat și am reușit. În setul al doilea, deși a avut dezavantajul brecului pe care l-a făcut Zvitolina, a reușit să treacă peste asta, s-a mobilizat. Lucru pe care îl știu de foarte mult timp că îl face și ați văzut că rezultatul a fost în favoarea noastră. Un vis împlinit și o speranță la care am reușit să nu renunț când totul era greu și în afară de cei apropiați nu credea nimeni altcineva. Este o performanță pe care cu greu, zic eu, că putea realiza în alte condiții.